Sunt Cristian Badea, medic la secția de chirurgie pediatrică a Spitalului 147 din București. Și am făcut acest denunț pentru că sunt nemulțumit de produsele Septofarma din spital. Septofarma este cel mai mare producător de biocide de la noi din țară. Produsele lor ajung în 350 de spitale și în 2000 de săli de operații, adică în aproape toată țara. Biocidele se folosesc în spitale împotriva bacteriilor, virusilor și sporilor. Cu ele se dezinfectează sălile de operație, saloanele pacienților, instrumentarul medical. Pacienții sunt curățați înainte să fie operați, chirurgii se spală cu ele pe mâini. Problema este că biocidele Septofarma sunt diluate. Aveți în dosar rezultatele testelor de concentrație de la 6 spitale din București. Asta înseamnă că bacteriile nu mai sunt distruse. Dimpotrivă, ele sunt ajutate să se adapteze și devin imune la antibiotice. Iar pacienții mor infectați cu piocianic sau stafilococul aureu. Am vorbit cu conducerea spitalului, am fost la minister și nimeni nu a făcut nimic. Eu cred că toți primesc bani de la Septofarma. Cristian Badea, sunt medic la secția de chirurgie pediatrică a Spitalului 147 din București și am un subiect care cred că v-ar putea interesa. Și ce vreți să fac, să tac?